Pati a fost un om cu totul ieșit din comun. Nimeni dintre cei ce i-au stat aproape și niciunul dintre cei care îl vor fi ascultat vreodată nu îl va putea uita. Numele și faima lui au rămas vii în întreaga lume. Dinu a debutat ca un copil minune, dar nu a căzut pradă tentațiilor precocității. El se trăgea dintr-o familie înstărită și cultivată. În orașul său natal, București, a fost instruit de profesori remarcabili și a obținut la doar 14 ani diploma de conservator. În continuare a urmat studii de compoziție și apoi a plecat la Paris ca să lucreze cu Alfred Cortot și cu Nadia Boulanger. Compoziția i-a rămas pentru toată viața o preocupare importantă. În 1936 a început activitatea sa concertistică. Primii ani ai războiului i-a petrecut în țara sa, dar în 1943 s-a refugiat împreună cu tovarășa sa de viață în Elveția, unde a sosit lipsit de mijloace de trai. Madeleine, soția sa, ea însă și o artistă sensibilă și cu un fin auz, l-a înconjurat cu dragostea și grija ei. Dinu purta deja pe atunci în sine boala care cu 7 ani mai târziu avea să-l răpună. Lipati era genial dotat din punct de vedere tehnic și muzical. La el conștiința răspunderii față de capodoperele muzicii nu avea margini și din acest motiv se străduia ca pianist spre o tot mai mare perfecțiune. În scurtul răstimp al activității sale, Dinu a înfăptuit o performanță pur și simplu supraomenească și a exersat la instrumentul său, fără a-și precupeți într-un nimic puterile. Am avut ocazia adesea să cânt cu el și aceste concerte le socotesc printre cele mai fericite trăiri ale carierei mele de dirijor. Doar puțini artiști ajung la o desăvârșire ca aceea ce a fost hărăzită lui Lipati deja în anii lui tineri. Trăsăturile omenești și cele artistice se întrepătrundeau în personalitatea lui în modul cel mai intim. Lipati posedau o admirabilă putere sufletească și limpezime a spiritului. Viața lui a stat sub semnul harului. Îl văd înaintea mea cu naturalețea lui fermecătoare, cu ochii lui negri ce priveau lumea, triști și visători. Era mic de statură, modest, dar foarte expresiv și conștient de propria lui valoare. Ființa sa iradia căldură și seriozitate, demnitate și o autentică noblețe. Pe de-a întregul pătruns de misiunea sa, trăia doar pentru muzică. Aceasta însemnând pentru el ceva foarte mare și important. Voia să-i slujească, să fie proroc frumuseții și spiritului ei. Ființa sa pământească a fost însemnată cu suferință și durere. Dar pe fondul acesta întunecat, umorul său, o fină ironie și observațiile lui sarcastice primeau efectul aparte al unei eliberări. Și adesea era pus pe șotii ca un copil. Dar spre sfârșit l-a cuprins o liniște calmă, în care se uneau nădejdea credinței cu tristețea despărțirii.